Începe Republicați, doamnelor și domnilor, deosebită și superbă emisiune realizată, evident, de către mine. Bineînțeles că și astăzi, ca de fiecare dată, ne raportăm informațiilor prezentate pe vastele interneturi și cu o veste mai puțin bună, pentru că astăzi, după cum bine știți, a fost condusă pe ultimul drum Delia Budeanu, cea mai cunoscută, dacă vreți, imagine a televiziunii din epoca comunistă, cu o voce și o imagine impecabilă. Delia Budeanu a reușit de-a lungul timpului să țină telespectatorii în fața micilor ecrane, pe atunci, acum discutăm altfel despre acest clișeu. Și, bineînțeles, o importantă personalitate care a promovat în primul și în primul rând limba și literatura română, care să fie de așa manieră învățată de către tineri, de către elevi, astfel încât să reprezintă ceea ce spunea și celebra poezie Limba noastră e o comoară. Ea a fost înmormântată la Mănăstirea Ghighiu, acolo unde se odihnește și soțul ei, Radu Budeanu, și lăcaș de cult, de altfel, care a fost multă vreme loc de pelerinaj pentru Delia Budeanu, de aproape 10 ani venea frecvent acolo. Bun. Dumnezeu să o odihnească în pace. Pentru noi cei din televiziune, mai tineri, intrați în braslă, reprezintă clar un etalon. Un etalon de demnitate, de acuratețe și de posibilitatea de a face această meserie într-un mod impecabil și fără cusuri. Cu siguranță vor rămâne imaginile din arhiva televiziunii române drept standard al acestei meserii frumoase pe care o facem cu mare drag. Bun, revenim la... Aș vrea să fac o legătură, dar nu e tocmai fericită, cu un material pe care îl avem pregătit să îl citim. Stați un pic. Nu o să facem în felul acesta, ci că, stați un pic, scriu colegii de la republicanews.ro un material inedit. Plafonarea prețurilor la alimente are susținători. Măsura ar putea reduce costul produselor românești. Păi nu susținem noi. Când e vorba să fie o leac de bănuți? Deci, hai să vedem ce scrie colegul nostru Teo Tănăsescu, cel care semnează articolul. Plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare românești va duce la scăderea prețurilor la raft și la creșterea vânzărilor în magazine, spune Asociația Operatorilor din Agricultura Ecologică Bio-România. Iar e ceva în neregulă cu părul meu, stai că iar intră Ana Marin sau cine a intrat și comenta de părul meu. Știți cum erau personajele alea celebre, Mămâie și Gogâie? Așa sunt eu acum. De ceva timp nu mă mai înțeleg cu el. Da, e ok. Da. Lăsați așa. Nu contează. E vorba aceea că am mai plecat din el. Știți cum e? Părul bun părăsește capul inteligent, ca să nu vorbim urât. Hai să ne întoarcem la prețuri, pentru că nu e așa, noi ne bucurăm când vorbim despre plafonarea prețurilor. Problema mea, foarte mare în acest moment, este următoarea. Oare să mai plafonează prețul la majunul de prune? Mai țineți minte, cei care urmăriți frecvent nemaipomenita producție pe care o realizăm noi aici și da? Știți că noi am susținut cu vehemență ca prețul la majunul de prune să fie plafonat, că de... Să mă dau așa să mă vedeți. Hop! Așa. Ne plac prunele și pâinea e bună și e sățioasă, ca să zic așa. Contindeam pe pâine și uite, așa păcăleam foamea.
dar acum discutăm serios. Asociația Bio România apreciază și susține plafonarea adaugurilor comerciale la produsele alimentare românești. Această măsură va avea un dublu impact pozitiv. Pe de o parte, prețurile la raft vor scădea, vor fi mai mici, iar producătorii agricoli și procesatorii nu vor fi afectați. Dimpotrivă, prețul la raft fiind mai mic, vânzările vor crește, inclusiv cifra de afaceri a magazinelor. Corect. Ia uite ce s-au mai gândit ei la această schemă economică. Adaosul diferențiat între produsele de import și cele românești va tinde spre egalizare. Astfel, prețurile la alimentele fabricate în România vor avea un adaos asemănător cu produsele similare de import. Românii care vor dori să cumpere românește vor avea un preț mai mic la raft, se arată într-un comunicat al Bio România. Dar acum întrebarea care se ridică într-un mod destul de asumat este următoarea. Te duci la magazin și zici, bună ziua, vreau să cumpăr românește. A, atunci ai un preț mai mic. Adică dacă vrei să iei ciocolată care nu e românească, aia românească. Alea puținii românești care e ele pe piață. Îți dă cu prețul ăla mare, nu? Adică noi încurajăm producătorii locali, da, nu știți că noi încurajăm, da, locali de casă, ca să zic așa. Că săracii, vă spun eu câți oameni cunosc și care sunt producători ce muncesc din greu zi și noapte pentru a câștiga un venit cinstit și onest, câți bani dau în România, stați să mă uit și la TikTok, uite că am aici și eu la valieră, 10, s-aude, uite, vedeți, copiii ăștia sunt foarte, stați să pun pe alb așa să vedeți, sunt foarte evoluați, au la valieră d-alea scumpili. Da, bun, și nu reușesc în cele din urmă, vă spuneam, pentru că intri cum intri. Nu e ca și cum există, de exemplu, centre de colectare care să urmărească anumite tendințe, să stabilească standarde, iar cei care se încadrează potrivit unui caiet de sarcini sau a unor, date foarte clare, domne, să fie mărul atâta în blădițe de plastic, de carton, de ce-or mai fiele, și le aduce aici și noi le luăm și, bineînțeles, de acolo se duc mai departe către marile magazine. Ce ai făcut, Bobiță, până când ai varianta aceasta? Asta pentru că dacă tot facem programe și zicem, domnule, deci vrem să ajutăm producătorii locali să se dezvolte în România, și duceți-vă voi la producătorii locali să vedeți cu ce mare durere în suflet își aruncă practic producția cu care nu au ce să mai facă și pentru care au muncit din greu, au investit foarte mult și nu e așa, vine statul român, da? Și zice, o, păi îți dau nu știu cât, 2 lei pe tonă, habar n-am, nu știu, o chestie de asta abracadabrantă care, mă rog, nu are nicio stabilitate pentru cel care are de pierdut, până la urmă, respectiv agricultorii români, ăștia, producătorii locali de care ziceți voi. Mm-hmm. Bun, mai departe zice, totuși măsura, tași că vin și aia să critique, că parcă prea era susținută ea atât. Totuși măsura este criticată de Federația Roalimenta. Așa, care a transmis luni dimineață din un comunicat în care susține că extinderea plafonării adaosului comercial la toate produsele este nejustificată, extrem de dăunătoare și lipsită de argumente solide. Cine e federația asta Roalimenta? Extinderea plafonării adaosului comercial este nejustificată? Înseamnă că domnii de la Federația Roalimenta nu stați până în România. Evident, da, o să ziceți, vai, în ce calitate vorbiți dumneavoastră, domnul Georgescu? Dacă ziceți, dacă nu ziceți, ăla vorbește el, că noi suntem specialiști. Da, dar sunt oameni care reușesc la produsele alea plafonate, că nu plafonăm noi chiar totul, la alea puține care sunt, reușiți și ei să
plătească puțin, nu, să plătească puțin mai puțin, să plătească mai puțin pe produsele pe care le achiziționează și așa cu greu. Și ziceți că este nejustificată. Păi sunt oameni săraci, domnilor alimentari în România, știți că sunt? Ați văzut, aveți rețele de-astea de socializare, ați văzut copiii care spun că își dorește ei să mănânce o pizza? Păi vedeți că pizza se face cu făina aia plafonată. Mm-hmm. Și cu ce să mai pun pe acolo? Ouă și așa mai departe, ca să... Copii care nu au mâncat o pizza, domnii, o alimenta, dacă vi se pare nejustificat prețul. Nu e ca și cum le dați pomană. Stați cu minți. Și Asociația Marilor Rețele Comerciale din România a respins categoric săptămâna trecută orice măsură de plafonare asupra produselor alimentare, pe motiv că intervențiile de acest gen fac foarte rău piețelor pe întreg lanț alimentar și vor crea dezechilibre majore pe termen lung. Ai, lasă-ne! Vor crea, într-adevăr. Știi cum e chestia asta cu... dezechilibrul ăsta de care vorbesc mulți, dom'le, plafonarea reprezintă scăderea cu atât din ceva. Da, da. Nu e ca și cum habar n-am, e prețul la jumătate sau nu știu, habar n-am, dar abia că achiți un leu pe kilogramul de făină sau pe litru de ulei. Nu, vorbim despre o marjă care este calculată la adausul comercial ca să fie prețul mai pentru toate buzunarele. Să vă aduc aminte cât costă un pachet de unt? Alo, domnii de la Rua Alimenta, care cred că nu v-ați mai făcut cumpărăturile din România sau nu dumneavoastră, poate vi le face cineva. Iată că și ministrul agriculturii vine cu noi date. Florin Barbu a declarat săptămâna trecută într-o conferință de presă că toate produsele procesate în România vor fi incluse în plafonarea adaosului comercial. Sâc, sâc, alimenta, iau ce zice domnul ministru. Un proiect de ordonanță în acest sens va fi lansat curând în dezbatere publică, urmând să fie aprobat ulterior de guvern. Mm-hmm. Mă rog, aici explică un pic că trebuie să treacă pentru avizare pe la toate ministerele, asta le-am înțeles. Vorbim despre, iată, zeci de mii de produse, într-adevăr despre toate produsele care sunt procesate în România. Mai zice ceva, stai că nu mai știam dacă sunt pe ecran. Mai departe. Și, băi, pe asta aș vrea să o citesc. Voi o vedeți, cei din regie, dar nu știu ce să zic. Ia. Hai că mai avem, îl citim până la urmă. Doamne, ferească Dumnezeu. Pe asta trebuie să o citim, că e de noaptea minții. Mergem mai departe. Haide, domnule, că dacă tot am dat-o cu păpica, că la noi românii știți cum e. Să mâncăm bine și să ne plimbăm, să ne distrăm. Dilaila de-astea. Nu ne place. Că noi, iată, două zile libere suplimentare ar putea fi introduse din 2025 la bugetari. La bugetari. Stați cu minței ăștia de să te spăla privat. Nu vă gudurați că nu-i pentru noi. Noi, la muncă. La muncă nu l-am întins mâna. Bă, băiatule, adevărul e că eu cred că sunt foarte obosiți bugetarii. Ei sunt fierți pe muncă. Mai e treaba aia valabilă că la unul vine să rupe ușa, mai e, a? Două. Doamne, dar o să vină acum anumite categorii de bugetari care o să zică: Doamne, dar dumneavoastră știți că noi muncim de faci. Da, au fost într-adevăr cei de la casele de pensii, cei de la CASE-uri care au stat în perioada aceea când s-au făcut modificăciuni, săracii de ei până noaptea târziu, acolo, da. Eu aș da pe categorii, frate. Bă, ai muncit în perioada X că s-au implementat niște chestii în România? Da, ai muncit. Bun, pentru asta ai dreptul la X zile în plus față de ce aveai tu. Să ți le iei dumitale când ai nevoie sau, mă rog, în funcție de program acolo, când se poate. Te înțelegi?
Așa da. Bă, dar ăștia de flutură două foi, de ăștia, asistenți manager, de ăștia, funcții de astea înalte, așa? Bine, n-am nicio treabă cu nomenclatorul în sine. Mă refer la categoria de angajați care face de așa manieră încât mimează actul muncii. Da. Bun, vești pozitive pentru angajații din sectorul public, numărul zilelor libere ar putea crește din 2025. Conform unui proiect de hotărâre de guvern bugetar, ar putea beneficia de încă două zile libere, pe lângă cele 17 sărbători legale existente, potrivit ziarului financiar. Ia să vedem, domne, unde ați mai băgat o ziulică liberă, dar nu puteți fără de ea. Este vorba despre proiectul HUGU, adică hotărârii de guvern, ce vizează stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere altele decât cele de sărbătoare legală pentru anul 2025, publicat în data de 11.10.2023 pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Păi nu suntem noi solidari din punct de vedere social, dar cum? Proiectul prevede că pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, zilele de 3 ianuarie și 2 mai 2025 sunt stabilite ca zile libere. Deci 3 ianuarie, că nu ne revergorăm de la Revelion, ziceți, că ziceți, băi, deci în noaptea de 30 sau 31 spre 1, e petrecere, bumți, bumți, bă, pe 2... Și e greu, frate, mai stăm și noi, mai mâncăm ceva, plecăm și pe trei, vii pe drum, da, pe DN-ul. Bă, adevărul e că eu aș face, da, bravo, a zis, a precizat foarte bine regizorul de emisie Dan Aldea pe DN. Da, corect. Bă, pe aia care tranzitați DN-ul și faceți, puteți demonstra, nu știu, benzinărie, ceva, faceți, vă faceți poză, un selfie, abar n-am, nu știu, să se vadă că e ziua respectivă, bă, pentru aia, da. Că după aia, cred că cu banii ăștia pe care îi pierdem în urma acestor modificări, facem autostrada aia de la Ploiești la Brașov, hă? Ce ziceți de ideea mea? Și mai e una pe 2 mai, da mă frate, corect, adică te duci de 1 mai la mare și pe 2 mai cum faci? Deși eu nu mi-aduc aminte ca pe 2 mai să fi fost tot timpul s-a mai făcut o punte, dar acum o dăm legal, că înainte făceam prin ordonanță sau ceva rapid așa. Ziua de 2 mai, da, deci e pe bucurie, vă dați seama cu cât jind se uită angajații din mediul privat care bălesc practic la libertatea pe care o au colegilor și prietenilor din sectorul public care, ce zice? Să citesc mai departe. Astăzi că au citit colegii pe prompte că îi văd și dar din laptopuți. Bun. Pentru recuperarea zilelor de muncă stabilite anterior ca zile libere, instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2025, respectiv 31 mai 2025, potrivit planificărilor stabilite prin acte administrative emise la nivelul fiecărei autorități și instituții publice. Îi vor prelungi cu... Ia cum vă prelungiți, mă, cu... Băi, asta o să fie știre. Pe data de 31 ianuarie, fratele Georgescu e prezent la instituții. Ia, domne, ia ziceți-mi azi cum v-ați prelungit dumneavoastră... Păi nu, că să facem felul următor. Stați un pic, că nu e cum ziceți voi. Ne uităm... mă sună un număr. Băi, sunt la muncă, vă rog, terminați să vă cu prostile. Bun. Fiți atenți, ne uităm pe calendar și vedem, ianuarie, ianuarie. Cum vă prelungiți prea corespunzător? Că uite, ianuarie 2025, nu, 31 ianuarie cade într-o zi de marți. Da, deci mă gândeam că, pentru că în februarie cade vineri și mă gândeam că oricum pleacă de la ora 1 acasă, fug cu toții. Bine, marți pe 31 ianuarie 2025, subsemnatul va efectua mai multe vizite instituțiilor de mare fineț și de mare amploare ale statului român de drept
și va verifica modul în care, potrivit celor declarate, uitați aici, da, vor prelungi corespunzător. Da. Și ne uităm și 31 mai. Și luăm și pe colegul Teo Tănesescu, că el a scris știrea asta, ca să scriem atunci pe loc. Uite cum și-au prelungit corespunzător aceste zile. Ne uităm și pe 31 mai, ai zis? Decembrie, ianuarie. Ia. Bravo. Deci, 31 mai, băi, așa scrie aici, fiți atenți, să că vă albăstresc, respectiv 31 mai 2025. 31 mai cade într-o zi de, ați ghicit, sâmbătă. Deci înseamnă că vă fac eu o vizitică, pentru că însemnează că sunteți la lucru. Dacă nu, vin și vă dau cu articolul pe după ochi. Foarte important. Conform notei de fundamentare al hotărârii de guvern, stabilirea celor două zile libere, respectiv 3 ianuarie și 2 mai, au rol de punți, întrucât acestea se situează între zilele nelucrătoare de sărbătoare legală și perioadele de repaus săptămânal conform legii. Minți! Mințiți! Băi, deci vezi ce spun aici? Au rol de punți, întrucât acestea se situează între zilele nelucrătoare de sărbătoare legală și perioadele de repaus săptămânal. Băi! Alo! În ianuarie 2025, stai un pic că citim aici, pic cum? Păi da. Și dacă 31 ianuarie pică vinerea, ce punte? A? Nu mă, nu, 31 ianuarie, nu, nu, nu. 2 ianuarie pică joi. Da, 31 ianuarie, m-a luat cu, m-a luat și cu tusea. 31 ianuarie pică vinerea. Păi nu-și prelungesc, dar zilele de 3 ianuarie, 3 ianuarie cade într-o zi de vineri, deci așa, și atunci a zis că doiul să, ei, ce faci? Dar mai e până la repaus, vino vineri la muncă. Nu, le-au legat. Da, mă, deci... Da, pe noaptea minții, ce să mai, nu știți cum se întâmplă, bun. Hai să mai citim un material deosebit. Terapia cu coșciuge, noua fiță a bogătașilor din Rusia. Ferească Dumnezeu și maicătoare, maica născătoare de Dumnezeu, Doamne. Un trend șocant a luat amploare, deci vă rog să fiți pe fază, a luat amploare în Rusia, unde bogătașii fac în ultima vreme terapie cu coșciuge. Serviciul controversat este oferit de o firmă de pompe funebre, iar pe, deci mie mi-e rău, iar pentru 150.000 de ruble, adică peste 7.000 de lei, clienții sunt supuși unei simulări a propriei înmormântări, deși sunt încă în viață. Doamne, maica, Domn. Adică dai mai bine de 7.000 de lei, peste 1.000 și ceva de euro, ca să vezi cum e când crăpi. Să vezi cine... Păi da, dar oricum plâng fals, că știu că e... Sau cum te duci, stai un pic. Aceștia sunt îmbrăcați și machiați ca pentru o ceremonie funerară așezați în sicriar apropiații lor, își pot lua rămas bun de la ei. Mie mi-e rău. Păi da, mă, dar cum îi mințim sau ce... Băi, nu e... Deci n-ai cum să fii tâmpit. Iertați-mi expresia pe post. Dar nu vă supărați. Ai două variante. Ori îi anunți, bă, eu am o problemă cu... Sunt bogat, n-am ce face cu banii. Și eu fac o mormântare și tu vii și vezi cum e, dacă te încearcă emoția. Sau mai e varianta să nu le spui, să te înhumeze deja, să zică că ai pățit ceva pe undeva, nu știu unde, și te-a lăsat acolo.
Și te-au adus ăștia cu firma de pompe funebre. Dar scrapă, Doamne ferește, soție, mamă, bă, așa. De exemplu, o persoană poate fi luată direct de acasă într-o pungă neagră specială. Deci mie nu. Deci nu pot să cred. În care sunt transportate de obicei cadavre. Doamne, mă, dar ce aveți, mă, mâncavar, tăticu? Clientul este apoi dus la o morgă improvizată pentru a fi pregătit de înmormântare. Mai întâi este spălat, după care un adevărat tanatopractician îl machiază. Tanatopraxia, pentru cei care nu știți, este pe românește decență în fața morții, adică să arăți viu, ceva de genul. Apoi clientul este mutat în sicriu și ridicat în sala de rămas bun, unde este văzut și plâns de rude și prietenii, apoi de o... Dacă persoana dorește acest lucru, poate fi dus la cimitir și chiar îngropat într-un mormânt. La sfârșit, de regulă, există adunare în care toți participanții la acțiune își împărtășesc impresiile despre ceea ce au văzut. Stai un pic, că vorbește colegul de la... Da, spune colegul operator Daniel că le are recenziile, adică îi întreabă cum a fost înmormântarea. De ce recurg rușii la terapia cu coșciuge? Psihologul Tina Nikonova, într-un interviu pentru Post News, a spus că la această procedură recurg de obicei persoanele nemulțumite de viață, care au încetat să se mai bucure de ea. Ei speră că după ce au fost literalmente față în față cu moartea, vor începe să aprecieze mai mult viața și să observe momentele de bucurie. Doamne ferește! Vă doresc pa!